Bună seara, bine ați venit la o nouă întâlnire a Cafenelei după o perioadă de sărbători și de tihnă și pace în suflet. Poate reușim să ne reîntâlnim într-un mediu poate mai tehnic, pentru că ideea de bază pe care încercăm să o prezentăm de fiecare dată, arta și știința trebuie să fuzioneze. Avem, din păcate, o viziune destul de dihotomică. Încă din clasa 9 împărțim copiii în uman și real, fragmentăm întregul în niște discipline, nu ajungem niciodată să dăm sensul fiecarei discipline, astfel încât omul să devină creativ, motivația este cum este, trăim într-o lume din ce în ce mai turbulentă, dar în același timp cu oportunități din ce în ce mai mari. Deci este o diferență extraordinar de mare între oportunitate și realitatea pe care o trăim. Am trimis și cei care sunt în grupul nostru de, în baza de date, le-am trimis deja niște materiale, niște filme preliminare pentru întâlnirea de astăzi. Și nu știu dacă cei care nu sunt pe lista noastră de mail și nu au primit mailul respectiv, poate la sfârșit îi rog să ne dea adresa de mail ca să vă putem da și materiale auxiliare care, să zicem, întregesc ce putem face într-o oră, putem face doar să nuanțăm puțin problematica, dar cei care sunt interesați pot merge în profunzime pe o serie de materiale pe care noi le-am filtrat. În principiu, voi încerca să introduc tema și invitata noastră de astăzi prin câteva slide-uri care încearcă să cantoneze problematica în felul următor. Trăim într-o zonă de mare volatilitate, cu schimbări dramatice pe toate planurile, de la partea economică până la partea, să zicem, inclusiv de știință, de la partea de climă până la partea de interferențe culturale. Predicția e din ce în ce mai scăzută, asta creează o stare de angoasă. Problema respectivă de schimbare a conceptului de muncă este extrem de dificil, de mare. Conceptul e o carte care merită puțin studiată, The End of Work, în care se structurează un pic ce înseamnă în ziua de astăzi munca, de la trudă la cu totul altceva. Și scopul nostru și adunările noastre sunt nu numai pentru noi, să zicem, ca maturi, ci pentru a crea noi maturi un spațiu pentru copiii noștri ca să dezvolte, absorbind oportunitățile etapei care urmează. În această situație, schimbările respective creează și niște probleme de tipul de la forța brută și imitație, care de fapt este structura industrială. Societatea industrială este bazată pe a reproduce un produs într-o linie de serie, fiecare trebuie să ia o bucățică pe proceduri, știți despre ce este vorba. În zona actuală se mută accentul de pe partea asta, să zicem, de proceduri, pe partea de creativitate. Creativitate înseamnă capacitate de sinteză a unor cunoștințe, de găsirea unor lucruri real noi, inovativitatea de a da valori noi, asta înseamnă multă gândire. Deci de la trudă la gândire. Această schimbare nu este banală și noi încă nu știm să o generăm, pentru că școala încă generează și reproduce forța de muncă în sens clasic, în sensul societății industriale. De asemenea, e foarte greu să ai o rutină permanentă, să refaci, să lucrezi în bandă, este demotivant. Dar în același timp, acest stres, să zicem, se înlocuiește cu stresul de schimbare continuă. Nici n-am apucat bine să ne obișnim cu un tip de calculator și a apărut un alt tip de program, a apărut un alt tip de meserie. Adică dinamica aceasta e favorabilă, dar creează alt gen de stres. Nu mai este stresul de monotonie, ci este stresul de variație. Și în același timp, de la uzura fizică, pentru că lumea era, vă dați seama, acum 100 de ani, când totul se făcea manual, uzura fizică, acum este uzura mentală. Depresia este una din bolile care ne frământă și ne macină la nivel global. Deci această mutație, în principiu, trebuie gestionată și noi încercăm să oferim ce informații am adunat noi la Centrul de Studii Complexe de-a lungul timpului pentru ca, eventual, împreună să găsim nișe, direcții, discuții pentru crearea unui climat dincolo de acesta, care mi se pare foarte anost, foarte puțin motivant, cu niște feste destul de serioase, poate prea serioase, cu o atmosferă în care ne joacă, fără spiritul ludic, ci doar timpul competițional îl avem. În acest context, de fapt, nu poți să pleci la drum, din punctul meu de vedere, fără trei instrumente, care sunt, de fapt, niște probleme metaforice, respectiv protecție, respectiv direcție și respectiv viziune. Ce înțeleg prin asta, repet, e o metaforă. Dacă vă uitați la mass media, ne bombardează zilnic, cel puțin în ultima perioadă, în orice telejurnal, nu sunt decât tragedii. Adică nu sunt decât crime, nu sunt decât probleme în care distrucția, de problemele de mediu, problemele de catastrofe, creează un mediu care ne creează o stare cam de genul ăsta și care, într-un fel sau altul, se transmite familii, se transmite societății.
ar trebui să ne protejăm. Când merg într-un mediu toxic, îmi cumpăr un costum, îmi cumpăr un costum și mă bag într-un mediu toxic. Cum ne putem proteja în clipa de un asemenea mediu toxic informațional? Dacă costumul îl cumpăr, protecția față de acest val de explozie informațională cu probleme de manipulare, cu probleme de dezinformare, se construiește. Noi nu putem să cumpărăm costumul ăsta, trebuie să-l facem. Fiecare zi din evoluția noastră pregătește mintea pentru a filtra informația, pentru a putea să o absorbim cea care ne este utilă nouă personal, nu băgată pe gât de către societate prin niște neuromarketing, specialiști în neuromarketing, ci principala problemă este să putem să fim în consonanță cu noi și cu abilitățile personale, ceea ce înseamnă un tip de activitate. Nu se poate cumpăra, ceea ce mi se pare foarte important. Dacă produsele societății industriale se puteau cumpăra, societatea cunoașterii este formarea omului și omul trebuie să-și formeze propriile sale unelte. O altă metaforă este busola. Când mă duc într-un teritoriu necunoscut, este foarte complicat să nu mă orientez, pentru că fără o busolă am sentimentul de dezorientare, fără direcțiile principale am o teamă, o stare de angoasă, de frică, și starea asta se transmite în toate activitățile respective, inclusiv în a nu mă băga, a rămâne în zona de confort, să nu explorez ceva nou, pentru simpla idee că nu știu ce direcție e asta, care e problematica respectivă. Deci avem nevoie de o busolă. Așa cum busola ne orientează în câmpul geomagnetic, așa există și busolă de orientare în această variabilitate mare socioeconomică care se construiește. Este o dezvoltare personală care îți dă capacitatea să te orientezi în asemenea zonă, dar ai nevoie de un mentor, ai nevoie de un mediu, și programul nostru de educațional Nexus încearcă să genereze și încercăm să mutăm din București în Brașov pentru a permite formarea acestei capacități de orientare. De asemenea, e foarte ușor să te plimbi într-un oraș în ziua de astăzi, necunoscut, datorită GPS-ului. Simbolic, GPS-ul înseamnă o viziune de deasupra, o viziune esențializată, care îmi dă șansa să aleg fără incertitudini direcțiile utile. Această idee principală este echivalentă, dacă vreți, în planul metaforic al revenirii în domeniul discuțiilor noastre. E nevoie de intuiție, e nevoie de o dezvoltare personală, de așa prezență de spirit. Prezența de spirit nu e joacă, e prezență de spirit. Este capacitatea de a avea, dacă vreți, un fel de viziune holistă asupra realității, în care nu prin judecată ajung la o anumită decizie, ci o simt, știu. Deci trainingul ăsta de inițiere, nu numai de educație, formează în final o nevoie, care sunt cele trei instrumente simbolice al ideii de a ne adapta pentru realitate în mișcare. Acum, sunt multe axe în discuție. De data asta discutăm vis-a-vis de, să zicem, unde s-a ajuns prin această societate informațională, pentru că pentru mine societatea informațională nu este o sumă de calculatoare. E un mod de gândire, e un mod de abordare. Este un salt de conceptualizare și este, de fapt, un salt de conștiință. Și s-a pornit, dacă vreți, de la o bifurcație majoră, calitativ-cantitativ. Am avut o perioadă lungă în istoria omenirii într-o abordare calitativă, în care ordinul unui, conducător era valoare absolută. Începând cu Newton, începem să măsurăm, începem cu Euler să măsurăm și matematic, începem să avem instrumente. 300 de ani de experiență în zona respectivă de a măsura, știința începe acolo unde se poate măsura, acolo unde se poate calcula. Și ce am început să calculăm? Încă din 1822 a apărut prima mașină, calculator mecanic, deja de o amplitudine ceva mai mare. Deci avem, să zicem, practic, în zona respectivă, de la 1800 până la 2018, că suntem azi aproape 200 de ani, în care am început să gândim față de întreaga structură a umanității, 200 de ani puțin. Deci, dacă începem să vedem cum s-a accelerat problema, de la socotitoarea mecanică la regla de calcul, eu, când am făcut facultatea în anul 2, rezistența materialelor, mi-am dat-o cu regla de calcul, că nu exista calculator, și acum lucrăm în cloud. Deci, cu alte cuvinte, într-o singură generație, explozia asta a calculatorului. Ce vreau să subliniez, ca să fac legătura cu problematica care avem de discutat, calculator nu înseamnă numai a socoti. Calculatorul a schimbat mentalități, calculatorul a deschis niște zone de observabilitate și de cercetare pe care fără calculator n-am fi putut niciodată. Calculatorul s-a transformat de la bandalele periferice, vedeți că în momentul primului calculator personal nu existau keyboard, nu exista mouse, nu existau periferice, era o cutie. În momentul de față avem zone din ce mai sofisticate și am mutat toată activitatea respectivă de calcul și simulare într-o zonă de cloud,
în care, într-un fel sau altul, lucrurile se schimbă foarte dramatic. Deja problema informației devine o dimensiune ontologică, pe lângă energie și materie, a schimbat radical modul de abordare și, fără să vrei, ne-a făcut un fel de, cum să spun, purtătoare către o zonă de dezvoltare personală, spirituală. Deci, paradoxal, deși inițial eram pe problema tehnică și scopul era să calculăm probleme de, știu eu, optimizare tehnologică, da, de, exact, de balistică, practic acum am ajuns să avem, ce, inteligența artificială, vi-l semnalez aici pe Watson, deja putem sta de vorbă cu inteligența artificială în limbaj natural, cu rezultate extrem de interesante, el e deja și creativ, este deja și are capacitatea să esențializeze semantic o bază foarte mare de date, face compresie semantică și îmi dă răspunsuri inteligibile, e funcțional, nu este o problemă și ne aflăm, de fapt, uitându-mă în sală și mă bucur că este aici de fiecare dată, pentru că avem aici și un reprezentant al viitorului, din punctul meu de vedere, el va fi totuși locuitor și parte activă în societatea cele de-a patra revoluții tehnico-științifice, care înseamnă cu totul altceva. În concluzie, suntem într-o derută generală, lumea, sunt foarte mulți oameni care nici nu spun în ce direcție merge calculatorul, sunt foarte mulți de generația mea care n-au abilități, cea de-a doua alfabetizare, cum se numește, n-au abilități de a folosi calculatorul de niciun fel și chiar se mândresc pe zona respectivă că nu îi interesează, dar este o poartă de intrare într-o altă lume pentru care avem un invitat deosebit, din multe puncte de vedere, prieten bun și prieten drag, cu care în București ne-am întâlnit de multe ori și încercăm împreună să facem punte București-Brașov pentru a aduce în discuție era postcuantică dincolo de calculator. Așa mulțumesc. Că, Mihaela, mă bucur tare că ești aici, cu drag. Mulțumesc mult! Și îți aparține microfonul, numai să dăm drumul la prezentare. Am petrecut, a avut două surori gemene, le-am zis preotese, pentru că erau mai dure decât soților preoții, firește, una în Munții Vrancei, Teofana pe numele, e o femeie absolut admirabilă și fabuloasă. Și drumul ca să ajungem în Munții Vrancei, unde era locația și parohia unchiului Andrei, mergea de la București la Focșani, mergeam cu acceleratul, de la Focșani la Odobești, îi spuneam Orient Expressul, că era un tren de lemn. 3 ore făcea pe 60 de kilometri, nu suntem departe în niciun caz. Cred că ne întoarcem. E bun așa să stai să te uiți. De la Odobești la Mera cu rata și la Mera venea unchiul Andrei cu carul cu boi și într-un final pe seară ajungeam acolo. Ei, la vremea respectivă Focșaniu, cred că și acum, avea mulți conaționali, ca să spun așa, de-i noștri. Și la un moment dat o doamnă cu fuste lungi așa mi-apucă mâna stângă, ce ai să-ți ghicesc. Și mama pleacă de ei, mama mă ținea de mâna dreaptă, femeia mă ținea de mâna stângă, mama vroia să o alunge, bineînțeles. Și ai să ții minte ce spun, toată viața ai să mănânci pâine din scris. Evident că nu mi-am amintit de chestia asta mult, mult după, când am ajuns ca visul oricărui, care era visul oricărui inginer electronist pe vremea mea, scuză-mă, dar pot să spun pe vremea mea, să ajungă în platforma Pipera, unde am ajuns. Numai că ajunsul acolo s-a dovedit a fi o catastrofă pentru mine, în sensul în care clasa muncitoare impusese programul de la 6:30 dimineața pe principiul să avem ziua liberă. Dar mie personal nu-mi folosea la nimic, întrucât îmi era îngrozitor de somn. Și atunci am făcut tot ce a fost cu putință, după cei 3 ani de stagiatură, după un drum fabulos în China, o să povestim poate altă dată despre faptul că am lucrat 4 luni și jumătate în China, la vremea aceea România exporta în China tehnică de calcul, cum se numea. Am ajuns la revista Știință și Tehnică și din momentul acela aș putea să spun că acea doamnă cu fuste lungi din Focșani, profeția s-a împlinit. Din 85 până în momentul vorbirii noastre, în mare măsură câștig pâine din scris. Am fondat în 91, am lucrat la revista Știință și Tehnică și am fondat apoi propria mea companie împreună cu un grup american. Și dacă mulți de noi să-și amintesc, poate da, poate nu, revistele PC World, Computer World, m-am ocupat de ele timp de mai bine de 20 de ani. După care mă mai ocup și de alte lucruri. Și vă mulțumesc mult că sunteți aici și mulțumesc prietenilor din Clubul Rotary Kronstadt și lui Florin pentru această minunată invitație. E un om a cărui prietenie și respect
mă flatează extraordinar de mult și uneori simt că parcă n-o merit. Deci, o să spunem niște povești. Nu vreau să fie ceva... Am văzut că Florin a prezentat mașina lui Charles Babbage și un limbaj de programare. Știți cum s-a numit? Limbajul de programare? Limbajul ADA. Lumea și-a bătut capul la dumneavoastră. ADA, de la ce vine? Nu. E Taj Mahalul lui Charles Babbage. Lady Ada de Lovelace a fost o matematiciană strălucită a epocii victoriene, căsătorită, firește, cu doi copii. Și ne aflăm în eternele povești de imposibile, dar limbajul de programare ADA-i poartă. Nu știu să mai spunem și alte povești ale științei, că merită, credeți-mă, sunt atât de frumoase. Eu stau bine aici, stau bine, da? Bun. La momentul când am pus titlul acestei prezentări, a fost legată de un eveniment la care am moderat o secțiune, am fost un eveniment foarte tehnic, la care am fost invitată să moderez una dintre secțiuni și mi s-a spus, hai mă, că o să moderez profesorul Cutare din Tel Aviv, profesorul Cutare de la Universitatea din Leuven, și cum se cheamă, zic, secțiunea. Și mă uit pe program și mi se face rău. Secțiunea se numea Criptologia în era postcuantică. Hai de capul meu, m-a luat cu amețeală, zic, nu se poate așa ceva, mă rog. O săptămână m-am pregătit să fac față moderării, dar zic, de asta e puțin. Ok, bun, criptologia, ok, bun. Dar totuși, ce se întâmplă postcuantic? Ce se întâmplă în quanting? Da? Eu am fost o mare... Mi-a plăcut foarte mult fizica, am avut un noroc extraordinar. Cursul de fizică cuantică l-am făcut cu George Moisil, fratele lui Grigore. A fost un privilegiu extraordinar. Buletinul mă recomandă, asta e situația, deci să-l fi apucat. Am un nepot, Andrei, a fost foarte drăguț, are 6 ani și un pic, fac o paranteză. Și a fost să vadă expoziția, i-am povestit de Egipt, de Tutankhamon și la București a fost, sau este în continuare și am fost împreună și a fost, și l-am văzut așa, el e foarte rezonor așa și era foarte pe gânduri și zice, eu, tu nu cred, dar tataie, sigur l-a cunoscut pe Tutankhamon. Zice, de ce ai tras tu concluzia? Ce, pentru că are părul alb? Ce, tu încă n-ai părul alb? Zic, oh, Doamne! Deci, bun. Și m-am gândit după aceea, zic, ia stai un pic, să elaborăm un pic. Și din momentul acelei moderări crâncene, deci încercam să-mi țin atenția trează până la al 6-lea slide, foarte tehnică, zic, asta este, nu putem puțin uni lucrurile, e o temă care mă preocupă de mult. Și să vedem, avem o punte aici cu evoluția spirituală, vine fizica cuantică și cu tot ce s-a întâmplat, mai ales în secolul 20, să ne confirme, să confirme toate acele postulate și predicate ale marilor învățături spirituale? Eu zic că da. Și v-aș propune să spunem niște povești legate de trei teme care mă preocupă foarte mult și care toate se numesc în total manipulare, la scară planetară. Spunea Florin de știri și da, sunt, fac parte din același scenariu. Eu țin în momentul de față la Hiperion, la anul 3, cursul de jurnalism de știință și trebuia să vină niște studenți, dar am uitat să le spun locația la București. Și am început cursul cu întrebarea următoare. Își mai amintește cineva, dar repede, nu pe Google, cum îl chema pe papa din timpul lui Galileo Galilei? Dar de Galileo Galilei ne amintim toți, da? Deci morala acestui lucru este una foarte simplă. Vremelnicii zilei trec. Acum se face la scară planetară, normal, stăm în fotoliu și vedem războiul la televizor, ceea ce este înspăimântător. Și mai bine ne uităm la un film. Bun. Deci, Lucian Blaga, unul dintre poeții mei favoriți, am zis să încep cu două motouri această prezentare, pentru că vă invit într-o călătorie, așa să plecăm, o să mai și glumim un pic. Sper să nu vă plictisiți. Privită în adânc, realitatea încetează de a mai fi verosimilă, ne-a spus Lucian Blaga cu multă vreme în urmă. Iar Stephen Hawking, întâmplarea face că prima dată am făcut această prezentare, nu chiar în varianta aceasta, la clubul meu, chiar în ziua lui Pi, când a murit Stephen Hawking.
Și am zis să-i dăm totuși un omagiu. Adevăratul scop al științei nu este măsurarea și cântărirea lucrurilor, ci este cel de a face predicții. Ia să vedem, reușim ceva în această după-amiază? Vom începe cu ceea ce eu... Deci, repet, voi exprima păreri strict personale, nu încerc să vă conving de nimic, cântăriți, vedeți, aflați. Marea falsă opoziție, religie versus știință. Și mi-am propus să iau un reper, să spunem, ca reper, să zicem, în timpul pământean, de după Atlantida. Și am spus în civilizația post-atlanteană. Ia să vedem, chiar așa o fi fost? Și una și cealaltă au devenit extrem de exoterice, s-au despărțit de cunoaștere la un moment dat, dar chiar așa să fi fost lucrurile? Unde a fost cunoașterea? Unde am găsit-o? Unde a fost ea? Cum o putem... Și, de fapt, ce presupune această cunoaștere? Și în diferite epoci, și în diferite stadii, au început să apară taoismul în China, hinduismul, găsim extraordinar de multe similarități, budismul, șamanismul în diferite locuri. Cuvântul șaman, să știți că vine din Siberia, este originar din Siberia, da? Și înseamnă cel care vede în întuneric. Exact. Și campioanele, desigur, sunt, eu am zis, cele trei religii abrahamice și the winner is creștinismul, care s-a instituționalizat. Nu-mi propun aici să fac nici pledoarii, nici o teorie a religiilor și o istorie, sub nicio formă, dar foarte pe scurt așa aș vrea să spunem niște lucruri care sunt importante pentru că o să ajungem din nou la acele concluzii. Și o să, pe o altă, să zic așa, spirală, pe o altă spirală, da? S-a făcut un drum din interior către exterior, de la ezoteric la exoteric. Cu toate acestea, cunoașterea a existat. Cunoașterea n-a dispărut nicăieri. Ea a fost acolo, dacă am vrut să o vedem. Și cine a vrut să o vadă, fiecare din aceste religii și fiecare din acele filozofii, pentru că, de exemplu, budismul nu este o religie, este un mod de viață, este o filozofie. Nu este în mod necesar o religie. Instituționalizarea s-a petrecut mai ales în cele trei religii abrahamice, necesare la momentul respectiv. Da? A fost ceva foarte necesar la momentul respectiv. Ia să vedem câteva exemple. Păi și în ziua de astăzi, cele mai bune școli de matematică din lume sunt școlile iezuite. Universitatea din Leuven, una dintre marile școli de matematică, este vârful de lance în criptare, decriptare. L-am cunoscut pe decanul acestei facultăți de matematică, i-am luat și un interviu, m-am pregătit pentru interviul ăla, Doamne Dumnezeule Mare. Deci este școala iezuită. Nicola Copernic, astronom, cosmolog, matematician, preot și prelat catolic. Foarte interesant. Georges Lemaître, un mare fizician, deja suntem în secolul al XX-lea, care a pus bazele teoriei Big Bang-ului, nu s-a numit teoria atomului primordial, dar era puțin abate. A fost abatele Georges Lemaître, mai avea un titlu. Și în sfârșit, când mergem în abații, când mergem în monumente, când mergem la noi în țară, semnele sunt atât de multe, cine are, exact pe principiu, cine are ochi să vadă și urechi să audă. Te duci în piața San Pietro din Roma și constați că primul monument prin care intri este conul de brad. Mii de ani, sute de ani, milioane de pelerini, milioane de oameni s-au dus acolo. Ce frumos e conul ăsta de brad. Dar dacă puțin te gândești, îți dai seama că de fapt e glanda pineală, chakra 7, prin care pătrunzi și începi drumul coborârii și apoi al urcării. Da? La noi în țară, chiar vorbeam cu Florin la prânz când ne-am întâlnit, păi la noi în țară, dacă te duci la Moldovița, de exemplu, și ridici ochii așa în sus, în tinda bisericii, cum se spune, se vede Maica Domnului, este pictată Maica Domnului înconjurată de cercul zodiacal. Da? Uitați-vă cu atenție la mănăstirile din nordul Moldovei. Vizitați-le cu ochi atent. Și o să rămâneți uluiți de ce este acolo. Uluiți o să rămâneți, da? Deci cunoașterea a fost, da? Sigur că putem vorbi de societăți secrete, de marile catedrale, de... Deci este o discuție enormă.
La rândul ei, să știți că niștiința în siajul ei academic n-a fost foarte blândă. Prietenul nostru comun, Benoît Mandelbrot, au fost excomunicări celebre în știință, să știți. Autor al faimoasei geometrii fractale și a sferelui Mandelbrot. Așa îi poartă numele și toată matematica rezultată de acolo, dar și o aplicație cea mai spectaculoasă, care este holograma. Benoît Mandelbrot, când a venit cu această teorie în anii 50, era profesor de matematică la Ecole Supérieure Polytechnique. Cred că și-a și pierdut catedra sau a fost pe cale să fie dat afară din universitate. Ulterior s-a dovedit că a fost ok, dar și, de exemplu, alții, eu știu, arheologi, Robert Charroux, dat afară de la Sorbona pentru teoriile lui mai nestandard, și mulți alții. De altfel și știința, să știți, vorbim de fake news, se vorbește foarte mult zilele astea de fake news. Și pentru că suntem în cuantic, nu există știre cu adevărat perfectă sau cu adevărat falsă. Orice știre care este, să zicem, falsă, trebuie să conține și un sâmbure de adevăr ca să capteze, că altfel ea nu captează. Da? Dar în egală măsură sunt și știri foarte interesante. Și că eram la arheologie, anul trecut prin noiembrie, așa, a făcut mare vâlvă o știre, a circulat așa, eu sunt destul de abonată la diferite site-uri de astea și reviste prestigioase de știri, că în piramida lui Cheops s-a mai găsit o cameră, până aici toată lumea asociază Egiptul cu misterul. Ultima, a doua frază și singura a știrii mi-a atras foarte mult, ce știre e asta? Cu ajutorul muonilor, ții minte? Da? Și zic, și cum adică cu ajutorul muonilor? Nu e posibil, da? Zic, bun, au găsit o odaie, zic, ăștia nu știu ei noștri, mă duc pe BBC Science. La fel, așa, și avea însă și era însoțită de două imagini, de trei imagini, o animație cu odaie, în care scintilau perfect, da? Și niște domni care se învârteau în jurul piramidei, au fost, cred că ați fost și mulți dintre în Egipt și vă dați seama că cu un trepied, cu niște ceva care semăna aparate foto, niște cu teleobiective mari și zice, cu muonii. Și am zis, ia să văd ce sunt muonii. Și când mă uit așa, sunt niște particule care apar spontan în spațiu cosmic, de sarcină negativă, de două ori mai grele decât electronii din clasa leptonilor, dar atenție mare, au durată de viață 0,136 de zerouri, 6 secunde. Da. Și mă, dar ce știre e asta? Cui se adresează ea? Ce vrea să spună știrea asta? Că e imposibil. Deci omul care nu sapă mai departe, cel bă, din teleobiective curgeau muonii spre piramidă, o bombardau. Deci aici trebuie să fim extrem de atenți. Bun. Richard Feynman zice, Nobel pentru fizică în 65, zice, dacă toate cuceririle științei ar dispărea, urmașii noștri ar trebui să știe un singur lucru. Totul este zămislit din atomi. Democrit este cel care îi botează așa, întreaga, zice Democrit, 400 înainte de Hristos, circa 400, întreaga materie este alcătuită din particule minuscule, eterne, imuabile și indestructibile, pe care le-a numit atomos, da, atomi. În sfârșit, Thomson, Becquerel, normal, descoperă radioactivitatea, Max Planck. Cu Max Planck începe, de fapt, nașterea teoriei cuantice, se deschide epoca unei fenomenale povești care continuă și în zilele noastre. Că frumusețea oamenilor din această zonă este că recunosc că mai departe yet to be discovered. Și că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă la nivel atomic, care contrazic toate legile fizicii, și pe care nu știu cum să le explice. Sigur că am mers foarte pe scurt. În 1902, Ernst Rutherford demonstrează încă un mit, atomii nu sunt imuabili și indestructibili, infirmă modelul lui Thomson și în 1905 Albert Einstein publică studiu asupra teoriei relativității. Și în 1913 intră în scenă un personaj extrem de interesant, unul dintre favoriții mei, nu cel din poză. Cel din poză o să vă povestesc, este fenomenal cel din poză, vă spun imediat despre el, și anume pe numele său Niels Bohr, patriarhul Niels Bohr,
care foarte multe lucruri se leagă de Olanda și de Danemarca și de Copenhaga, de la Hamlet încoace, dar și înainte de Hamlet. Niels Bohr, profesor la Universitatea din Blidamsvi, strânge în jurul lui, mai ales în perioada interbelică, crema minților strălucite ale vremii respective și care nasc niște teorii fenomenale. Știm foarte multe lucruri despre școala de la Blidamsvi și despre sufrageria lui Niels Bohr, atenție mare, unde s-au petrecut foarte multe lucruri, datorită unuia dintre cele mai spectaculoase personaje din istoria fizicii, și anume pe numele său George Gamow. Eu l-am numit, îmi aparține, un Peter O'Toole al fizicii. George Gamow, ca nimeni altul, a scris niște cărți excepționale de popularizare și de... A fost cronicarul vremii sale, a fost un tip absolut dement, era înalt, cu ochii albaștri, renăscut la Odessa, a băut cât 3 oceane, de altfel soția sa spune că pe patul său de moarte ar fi spus: îi mulțumesc ficatului meu că m-a adus până la 61 de ani. Dar... De ce am spus Peter O'Toole, de fapt? În afară de faptul că este descris ca fiind un tip foarte înalt, blond, cu ochi albaștri, deșirat, exact portretul lui Peter O'Toole, actorului Peter O'Toole, la fel ca Peter O'Toole, n-a luat niciodată Nobelul pentru fizică, a fost singurul din școala de la Blidamsvi, din fabuloasa aia promoție de fizicieni, care nu a luat premiul Nobel pentru fizică, deși a inițiat niște lucruri absolut fenomenale, așa cum Peter O'Toole n-a luat niciodată premiul Oscar. El a avut și o viață absolut incredibilă. 1, 2, 3, Infinit este o carte excepțională, s-a tradus și la noi de mult. Dacă o mai găsiți, dacă puteți, vă rog, luați-o, citiți-o, este o minunăție de carte, scrisă cu un umor nebun. El însuși a fost un personaj care a avut un umor extraordinar și o să vă spun de ce. Când s-a petrecut, după ce s-a petrecut marea nebunie în Uniunea Sovietică, sovietele au intrat și George Gamow, ca și, eu știu, Bertolt Brecht la vremea lui, s-a cerut în Est, ca și Panaitis Trati al nostru, spovedania unui invins, dacă vă amintiți, dacă știți, și el s-a cerut înapoi în Uniunea Sovietică. Azi este timpul să fim profesori, e timpul să aducem lumină sovietelor, și a devenit un fel de fanion în anii 30, ai științei, noi științe sovietice. Nu i-a trebuit foarte mult să-și dea seama despre ce era vorba în noua știință sovietică și că era de fapt folosit. Fapt pentru care, împreună cu soția lui, se dovedește că a fost și ea la fel de ciudată, de aiurită ca și el, și cu niște pașapoarte false fug la Leningrad cu o barcă, traversează Marea Nordului și ajung după niște aventuri și furtuni teribile în Finlanda. Deci fuga lui George Gamow a fost efectiv subiect de roman. Ajunge în Statele Unite și în Statele Unite face imediat un cerc de prieteni, inclusiv d'Irak, inclusiv mulți fizicieni excepționali, cu care face niște conferințe lunare, nu chiar cum facem noi așa, pe care le numește Dansul Vrăjitoarelor. Vorbeau de fizică cuantică, spuneau că asta e magie. La una din aceste conferințe, care după aceea se lăsau cu o băută teribilă, el povestește că a început teoria aceasta a Big Bang-ului, această teorie, că nu știe cum să o formalizeze, că a publicat a paper în Journal of Physics. Ce da, ai publicat cu încă doi, că ăștia nu-s pentru nimic, zice, eu am întotdeauna avut obsesia să publice alfa, beta, gamma, deci să găsească unul cu A și unul cu B și el cu gamma, deci să fie alfabetul. Și a publicat întotdeauna lucrările pe data de 1 aprilie. Deci era un tip, vă repet, cu un umor extraordinar. Ce, și cum adică, cum a apărut? Păi cum a fost? Un bang. Și așa a apărut numele teoriei Big Bang-ului, ca un bang așa mare. De el nu a luat premiul Nobel pentru fizică pentru asta. După moartea lui 5 ani, alți doi fizicieni au continuat și au luat premiul Nobel pentru fizică. Așa cum a găsit secvențele de ADN
le-a formalizat, între timp a murit un biolog, după aceea, preluându-i cercetările, un mare genetician a luat primul Nobel pentru biologie. A murit la 61 de ani, lăsând poate multe lucruri neterminate, dar niște amintiri absolut fabuloase, inclusiv de la școala de la Copenhaga, o teorie a probabilităților pe care au născut-o toți într-o sufragerie. Nils Bohr avea doi câini, să vă amuzați așa un pic, să ieșim, e prea crâncenă treaba. Nils Bohr avea doi câini, unul mare și unul mic. Și erau acolo Enrico Fermi, Heisenberg, cu principiul de incidență. Deci niște minți de alea. Bun. Nils Bohr, el, George Gamow, unul mare și unul mic. Și tot îl enervau că tot timpul trebuia să-i scoată afară. Deci fac ei frumos două ușițe în ușa din spate de la bucătărie, una mare și una mică, și încep să studieze comportamentul câinilor. Și constată cu stupoare, două după amieze le-au trebuit ca să formalizeze teoria aceasta a probabilităților și a drumului optim, că niciodată câinele mic nu ieșea pe gaura lui. Se lua după ăla mare, sau dacă nu se lua după, singur ieșea tot pe gaura mică. Teoria se învață și în ziua de alea, au trebuit două după amieze să înțeleagă ce se întâmplă, așa cum au calculat momentul de rotație al fasungului de bec, că se tot ardea becul din sufrageria lui Nils Bohr. Și l-au deșurubat și au început să calculeze și lipseau jumătate de milimetru ca să facă contact, că de-aia se ardea becul tot timpul. Dar au calculat, Enrico Fermi de fapt a descoperit și a calculat mai bine rotația. Deci erau niște oameni absolut formidabili. Enrico Fermi a fost un alt uriaș fizician din Erice, din Calabria. Fiul unui preot din Calabria, se întâmplă și la ei. Și de altfel la Erice și în ziua de azi funcționează una dintre cele mai mari școli de fizică din lume, postdoctorală, excepțională. Hai să vă mai amuz un pic și trecem la lucruri foarte serioase, vă spun eu. Rămânem în Danemarca, undeva în Danemarca. De data aceasta, știți de unde vine numele de tehnologie Bluetooth? Ha? Da? Zi. De la un rege, perfect, bravo! Harald I, pe la 1600, regele numit, dar știi de ce vine de la el? A? Dar știi de ce vine de la el? Băi, brozav! Hm? Nu, deci pe la 1600, Danemarca era chiar imperiu, cucerise Suedia, regele se numea Harald I, toată lumea îi spunea rege dinte albastru, Bluetooth, pentru că în față avea un dinte și anume albastru. Probabil că un stomatolog în ziua de azi ar fi pus un diagnostic. Și ca orice rege, în afară de regina sa, a mai umblat și cu alte doamne și domnișoare. A, așa, pentru că bănuiesc că regina era o căsătorie aranjată și nu era prea... Bun. Și atunci se naște un băiat, un copil din flori, de care regele își dă seama imediat că este extrem de deștept, uite ca el. Și în mod discret îi talonează studiile, se ocupă de el. Acest băiat, să-i spunem enfant vegetal, că sună mai frumos în franceză, a fost marele astronom și matematician Tycho Brahe. Tycho Brahe, de ce vă spun toată povestea? Din asta derivă două mici poistorioare ca să vă amuz, că știința are atâtea povești minunate. Tycho Brahe a descoperit pe cale matematică, efectiv, multe, și centurile de asteroizi Uranus și Saturn. Prin observare directă au fost descoperite ulterior de către ucenicul său, și anume Johannes Kepler, iar la moartea lui Tycho Brahe, acest moment al istoriei, în timp 1600 spre finalul lui 1600, nu mai știu exact, consemnează primul proces de copyright din istoria științei, întrucât familia lui Tycho Brahe l-a dat în judecată pe Johannes Kepler pentru niște ecuații. Procesul a durat de copii, deci nu știu care erau legile pe atunci, a durat 10 ani, s-a terminat în coadă de pește, Johannes Kepler l-a anulat procesul după 10 ani, pentru că deja el devenise el însuși o celebritate. E nume de sondă spațială asta, ce Dumnezeu, da? Și atunci s-a terminat, dar istoria științei consemnează primul proces de copyright din istorie pentru niște ecuații. Minunat ce este.
E, Tycho Brahe, revenim la regele. Catedra firește de matematică, așa cum catedra de la Cambridge de fizică se numește catedra Isaac Newton, la care titular a fost Stephen Hawking până de curând, se numește catedra Tycho Brahe. Și peste secole putem să spunem, recent, mai recent așa, ah ce lapsus am, un tânăr strălucit absolvent al acestei catedre, împreună cu un colectiv de la Copenhaga, pun la cale și inventează acest sistem de comunicații și ca un omagiu pentru Tycho Brahe și tatăl său, că dacă nu era Isaac, dacă nu era mama, nu te cunoșteam. Exact și aici, dacă nu era Tycho Brahe, regele dinte albastru, care să înțeleagă ce fel de copil a reușit, culmea că a murit regele și fiul său, urmașul său, știind toată povestea, a continuat să-l subvenționeze și să-l sprijine. Și atunci, ca un omagiu, a dus tatălui lui Tycho Brahe. Sistemul de comunicații la distanță scurtă se numește Bluetooth. Gata, cu poveștile, trecem la chestii serioase. Bun. Un mare fizician, Fridtjof Capra, în anii 70, vom mai reveni la el, apropo de îngemânarea dintre știință și spiritualitate, zice că o experiență mistică nu e cu nimic mai unică decât o experiență modernă de fizică, ne spune Fridtjof Capra. Mă rog, se succed descoperirile, fermionii, numiți așa, particulele încep să apară tot mai multe particule. Wolfgang Pauli, un mare, mare fizician, pune bazele principiului de excluziune. Sunt două tipuri de particule, sursele, fermionii și mesagerii, bozonii, bozonul Higgs, dacă vă amintiți, a făcut vâlvă la CERN. În sfârșit, Heisenberg enunță tot în 25, deci vă dați seama, încep să se cascadeze lucrurile, enunță faimosul principiu de incertitudine, deci două perechi de mărimfice nu pot fi măsurate cu precizie absolută simultan și în sfârșit, tot în 25, Schrödinger, un alt geniu, postulează într-o vacanță extraconjugală de Crăciun în Alpi, pe bune, a fost foarte inspirat. Postulează că electronii pot fi și unde. Chiar așa se povestea fizicii legată de Schrödinger, ne spune că era la o partidă de schi cu o doamnă și era în a doua zi de Crăciun, se dusese să se aerisească și nu știu ce, și la un moment dat se oprește, vine în vila în care stătea și enunță această teorie. Toată lumea spunea, ia uite, domnule, ce bine este, deci, să ai vacanțe extraconjugale în Alpi. Câțiva ani mai târziu, contele lui De Broglie descoperă dualitatea undă-corpuscul și, în sfârșit, neutronul și așa mai departe. De aici avem o mare cascadă, puteți să le vedeți, nu vreau să mai insist prea mult. De fapt, Schrödinger are foarte multe lucruri de spus. Revenind la Fridtjof Capra, m-am zis că e un motto excepțional, știința nu are nevoie de misticism și misticismul nu are nevoie de știință, dar oamenii au nevoie de amândouă. Minunat! Fridtjof Capra a fost, în afară de faptul că a fost un mare fizician elvețian, a petrecut foarte mulți ani în China, în Tibet mai ales, și când s-a întors, a scris această lucrare monumentală pe care vă recomand să o citiți, care îmbină fizica cuantică și Tao, calea, vechea înțelepciune chineză, The Tao of Physics. Cred că s-a tradus și la noi. S-a tradus The Tao of Physics, nu? Așa. Bun. Florina a amintit puțin de mașina lui Babbage, Taj Mahalul lui, frumos, de Ada, limbajul Ada. Dacă sunteți cu mine și ne rămâne timp, vă spun și povestea lui Apple la sfârșit. Dar dacă ne rămâne timp, e o poveste foarte frumoasă. Mărul are o poveste foarte interesantă. Sigur că la început ocupau 5 etaje, Mark I, calcule balistice, încet încet se descoperă tranzistorul. Michio Kaku, un mare fizician care suntem contemporani, ne zice, dom'le, dacă nu erau fizicienii, inginerii nu făceau nimic. Asta este teoria lui, ceea ce cred că are dreptate. Tranzistorul, premiul Nobel, 3 fizicieni au descoperit tranzistorul. După care se cascadează lucrurile, siliciu, dar toate sunt în logica binară, 0-1, da? Deci,
ori așa, ori așa, da? Alb-negru, dualitate, da? Și desigur că vorbim de computere biologice, neurocomputere, neuroștiințele, computerele moleculare, se tot caută alte soluții decât siliciul, pentru că miniaturizarea deja nu mai este posibilă, s-a încălcat legea de dublare a densității și sigur că foarte frumos, foarte sexy, computerele cuantice și cartea Origin, nu? Honestly, cea mai proastă carte a lui Dan Brown pe care am citit-o ne vorbește despre următoarea generație E-Wave de computere cuantice. Nu vreau să vă plictisesc despre cum sunt făcute, ce înseamnă, sunt niște efecte care se folosesc la temperaturi extrem de joase, este efectul de tunel și efectul care se numește fenomen pe care nimeni, fizicienii au, cum să vă spun, puterea să recunoască, nu știu să le explice, se numește entanglement. Entanglement, stați că i-am găsit o traducere, așa, inseparabilitatea particulelor. Nu e foarte bine, adică nu... Deci ideea este că două particule create odată și trimise la distanță mare comunică între ele. Da? Ele comunică. Se numește entanglement sau inseparabilitate, nu știu, nici nu mai știu că limba română nu ne ajută foarte mult. De ce se întâmplă așa? Greu de spus. Și în principiu, computerul cuantic este o firmă canadiană care le produce în acest moment, sunt mai multe companii, D-Wave se numește firma. Începând din 2010 a livrat, mi s-a părut foarte interesantă, primii trei clienți, costă 10 milioane un computer, este mic, să știți, nu e mare, e micuț. Răcirea e mai mare, el în sine este foarte micuț, da, răcirea e mare la el, da, că trebuie să stea aproape de 0 Kelvin. Niobiu, ca să aibă efectul respectiv. M-a amuzat foarte tare, și vi le spun în ordine, primii trei clienți al lui D-Wave începând din 2010, Lockheed Martin, nu ne mirăm, nu? Google, ne mirăm? Și în sfârșit NASA, săraci, au strâns bani pe bani să-și cumpere, au fost clientul numărul 3, cam săraci. Bani pe bani au trebuit să pună. Bun. Dar și fizica cuantică, atenție mare, este o infinitate de stări și de posibilități, dar tot în această paradigmă de 0 și 1. Poți să beau apă? Vă mulțumesc! Mă puteți întrerupe, mă putem povesti. Asta cred că a fost folosită. Nu contează. Apă să fie. Bă, da, proste. Bun. Și intrăm într-un alt domeniu, cumva tangent. Ce este timpul? Sigur că psihologii, parcă l-aud pe profesorul Colceac sau pe profesorul Dulcan sau pe lideri spirituali, spun că e timpul psihologic și timpul real, că timpul psihologic este timpul ăla care se dilată sau se contractă. De exemplu, când aștept să te sune persoana care ai vrea să te sune, ți se pare că nu mai sună și 5 minute fac o oră, când te simți foarte bine și zici, ca când a trecut timpul, nu se poate. Cu toate acestea, timpul, nu, nici psihologic și nici în cel puțin în domeniul cuantic și în dimensiunile superioare, nu este ceea ce noi atribuim ca valori, pentru că noi aici avem nevoie de repere. În 3D-ul nostru avem nevoie de trecut, prezent și viitor. Mi-amintesc când am fost cu ceva ani în urmă la Houston, sigur că nu puteam să ratez centrul spațial de la Houston, da? Și acolo era racheta Challenger înainte de ultimul ei zbor. Era expusă publicului, mi s-a părut uriașă. Dar cea mai interesantă chestie a fost alta, Ghidu ne povestea, persoana care ne-a însoțit, ne povestea o întâmplare foarte interesantă. Primul zbor cu naveta spațială a fost un dezastru. Deci astronauți, bine, care a fost înainte de Challenger, a fost Endeavour, cred.
astronauți căliți, antrenați. Deci trec prin teste de nu se poate. E o nenorocire, o nebunie ca să ajungi să performezi și să te sui în naveta spațială. Deci nu seamănă cu nimic din ce știm. Când au ieșit din câmpul gravitațional al Terrei, au început să se comporte haotic, nu mai răspundeau la comenzi, s-a trecut de la Cape Canaveral, i-a adus înapoi pe Pământ, iarăși teste, ce s-a întâmplat, ce s-a putut întâmpla acolo sus, că nu mergea. Și oameni atât de antrenați care se comportau absolut haotic. În sfârșit, echipe, analize, psihologi, teste, nu știu ce, nu știu cum, până când cineva, un mai tânăr învățăcel în acești savanți, profesor, vă dați seama, a îndrăznit să spună și el, să-și spună părerea și spune așa timid, zice, eu cred că știu ce a fost. Și vizualiza și se întorc toți așa, ok, hai să-l lăsăm să vorbească, știi, cam așa a fost toată, hai mă să zică și ăsta. Că... Zice, n-au avut repere. Și vă propun foarte simplu să punem undeva sus un șir de lămpi, să zicem că ăla-i susul și ăla-i josul. Au rămas fără repere acolo. Și asta a fost, într-adevăr, o soluție îngrozitor de simplă, dar extrem de eficientă. Deci, reperele, noi suntem legați, cantonați de repere, de spațiu, de timp. Dar oare așa stau lucrurile și la nivel cuantic? By the way, dacă doriți vreodată să citiți o carte fabuloasă despre viața acestor, despre pregătirile acestor astronauți. E o mare ziaristă italiană pe care am apreciat-o foarte mult, Oriana Fallaci, mulțumesc, care a murit acum 2 ani la New York, la aproape 90 de ani, o ziaristă republicană redutabilă, a scris toată viața în Corriere de la Sera și niște cărți incredibile, iar despre viața și pregătirea acestor oameni deosebiți, cartea se numește Și dacă soarele moare. E o carte excepțională și chiar dacă aveți odată așa puțin timp și curiozitate, merită citită. Deci revenim, timpul. La nivelul cuantic, la fel stau lucrurile oare? Și a fost un experiment foarte ciudat, ale cărui răspunsuri încă continuă să vină, orice răspuns parțial naște alte întrebări. Cutia Pandorei s-a deschis pe tema timpului. S-a deschis în Australia, la Universitatea Națională din Australia, din Adelaide. Un profesor pe numele său Andrew Truscott, puteți căuta experimentul pe internet, merită, s-a făcut în partea a doua anului 2016. Zice, experimentul începuse bine. Adică, știți cum este? Este ca filozofia New Age. Începe bine și se sfârșește prost. Adică, da? E așa. Începuse bine. Clasic. Se bombardează experimentul faimos cu cele două fante. Da? Ecranul din spate. Mulți îl cunoașteți. E clasic aproape. Bombardarea cu fotoni. Dacă te uiți la experiment, se comportă într-un fel. Dacă nu te uiți, observatorul nu se uită. Ei se comportă ca undă sau ca particulă. Da? Deci se comportă ca undă. E clasic experimentul, e făcut, e bătut, toată lumea îl cunoaște. Nu mai revenim. Era vorba de un fascicul de fotoni, un fascicul laser. Eu îl descriu foarte pe scurt. Păi se întâmplă ceva. Ei zic, hai să-i păcălim. Hai să păcălim treaba și să vedem ce se întâmplă dacă mai punem încă un ecran cu două fante. Dar al doilea ecran vine aleator, generat de computer. Și noi ieșim din poveste. Ei bine. Deci, practic, e clasicul experiment. Când observatorul, tiparul dispare atunci când observatorul este prezent. Până aici două ciudățenii. Deci ce s-a întâmplat? S-a întâmplat așa. El a reluat experimentul și cu un atom de heliu și rezultatele au fost uluitoare. De fiecare dată când cele două grilaje cu cele două fante erau în locul lor, atomul se comporta normal ca o undă. Ori de câte ori se genera aleator al doilea grilaj, se comporta ca o particulă. O să ziceți, bun, și ce cu asta? Păi, de unde își lua informația? De unde își lua atomul de heliu? Că auzi, am făcut-o cu fotoni, o facem și cu heliu, că e mai greu.
De unde își lua informația? Și aici una din două întrebări. Conține prezentul cumva informația despre viitor? Poate timpul să curgă și invers? Nu știu, sunt întrebări. N-a răspuns nimeni la ele. Putem? Există cu adevărat viitorul? Asta e o întrebare foarte interesantă, pentru că este o întrebare și pentru noi, pentru noi oamenii. Pentru că noi, în general, avem tendința să ne proiectăm fie în trecut cu regrete, de cele mai multe ori, fie cu anxietate în viitor. Uităm de momentul prezent, The Power of Now, Eckhart Tolle, dacă ați citit, da? Uităm că, da? Deci, acest experiment... Platon o spune, da? Timpul este imaginea mobilă a eternității imobile. Splendid sau ce? Da? Acest experiment deja a pus planeta pe gânduri. Da? De atunci încoace s-au mai repetat diferite experimente. Există în prezentul acesta pe care îl trăim semințele. Există undeva, cum susțin vechii hinduși, un câmp care conține toată informația noastră. Eu i-au spus câmpul akashic, da? Unde te poți conecta prin anumite situații și momente. Există trecut, prezent, viitor? Știa atomul de heliu sau fotonul să se ducă în viitor să-și ia informația? În condițiile în care al doilea grilaj era generat aleator. Bun, vă las cu întrebările. Nu știm. Nu știm. Dar asta deschide câmpul extraordinar, demonstrează extrem de multe lucruri legate de științele spirituale, legate de însuși faptul, telepatia este demonstrată prin faptul că undă și by the way, și tramvaiului putem să-i asociem o undă, sigur, nesemnificativă în raport cu masa, că este o reacție de invers proporționalitate, da? Marele fizician Michio Kaku, sigur, pledoarie pro domo, dacă vrei să înțelegi lumea și viitorul, trebuie să înțelegi fizica. Este un tip senzațional, urmăriți filmele, conferințele TED, este unul dintre marii fizicieni ai lumii, sper să-l aștepte la colț așa un premiu Nobel pentru fizică, pentru că el este autorul teoriei stringurilor și multiversurilor. Teoria Big Bang-ului nu neapărat că a fost infirmată. Au început să găsească urme de nu știu ce, de radiații, premii Nobel, diferite premii Nobel. Da, în sfârșit, teoria Big Bang-ului în sine demonstrează un anumit tip de gândire exact pe tema timpului. Trecut, prezent, viitor. Păi și universul trebuie să fie în trecut, prezent, viitor. Nu funcționează așa. Da? Deci, by the way, am uitat să vă spun ceva foarte nostim. Niels Bohr, marele patriarh, marele fizician, a avut o dispută de peste 20 și ceva de ani cu Albert Einstein. A fost o dispută, sigur, științifică, exasperantă, până când Albert Einstein a rămas fără argumente și a spus, știi ce, Dumnezeu nu joacă zaruri, faimoasa replică, la care, mă rog, la noi, moșilor și în culedina s-ar fi spus altfel, la care Niels Bohr a spus, ba, joacă. Pentru, dar ei vorbeau, de fapt, despre două lucruri fundamental diferite. Unul vorbea de macrocosmos și el vorbea de microcosmos, Niels Bohr. Lucrurile despre care vorbeau erau diferite. E bine, Michio Kaku, vă sfătuiesc să urmăriți un film senzațional cu el, se numește The Universe in a Nutshell, Universul într-o coajă de nucă. E minunat, e cu vervă, el este un tip senzațional. Era să arunce în aer cartierul. Și a făcut singur acasă când era în liceu un accelerator de particule în garajul familiei, deci înțelegeți. Și profesorul care l-a luat la Stanford după aceea a spus, uite ce, tu ești un fizician teoretician. Never ever nu mai pui mâna pe un echipament. Ceea ce a și făcut, este o minte strălucită, dar... În afară de, nu știu, teoria string, multiversul, hiperspațiu, deci puteți afla, puteți găsi, nu vreau să vă inund cu terminologie care n-are rost, Michio Kaku postulează că există și a cincea forță. Da? Avem patru forțe fundamentale, intranucleară, intraatomică,
gravitația și electromagnetismul, care se văd foarte bine și în tetragrama sacră. Iod, He, Vau, He. Două sunt identice. Da? Asta mi-a dat mare bătaie de cap, by the way, cu un prieten la mine spune, ei, ia să te văd. Care sunt forțele tari și slabe și tetragrama sacră? Și m-am uitat, a zis, nu mi-am dat seama că trebuia să o știu de la dreapta la stânga, știi, dar mi-a venit mintea până la urmă. Bun. E bine, Micio, că acum zici, dar mai există o forță, dragii mei, forța a cincea, pe care o numește The Energy of Nothing. Interesant, nu? Și spune că 73% din univers este dark energy, energie întunecată. El și spune că nu știe cum să-i zică altfel. 23% dark matter, 4% stele și corpuri cerești, iar restul de aproximativ 0,03% suntem noi. Cam puțin, nu? Da? Bun. Deci, reținem și această informație cu dark energy. Și vă reamintesc prima frază din Geneza. Da? Din Geneza. Da? Și a zis să se facă lumină și s-a făcut lumină. Din ce? Din nimic, din întuneric, din teoria nimicului, din... Foarte interesant. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că dacă ne uităm cu atenție și fără prejudecăți la marile învățături, chiar metaforii cum sunt scrise, chiar dacă au ajuns la noi prin traduceri succesive, prin tot felul de, mă rog, lucruri discutabile, tot conțin o informație pe care dacă o abordăm cu curaj, cu fără prejudecăți și fără ochelari de cal, ne ajută foarte mult. Arthur C. Clarke, Odiseea spa, nu m-am putut abține. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from divinity. Nu m-am putut abține, anul acesta se împlinesc 50 de ani de la premiera filmului Odiseea spațială, da, 2001. În 68 a fost lansat ca o chestie de, da, de capul nostru și a ajuns să facă istorie și să fie unul dintre filmele iconice. De altfel, să știți că mari scritori de science fiction, mie nu-mi place cuvântul science fiction, știu că Mironov îl folosește foarte mult. Mie mi-a plăcut cuvântul anticipație, pentru că au fost oameni care au anticipat. Cum și în ce fel? Arthur C. Clarke a fost unul dintre ei. Isaac Asimov, fără discuție, dacă n-ați citit Fundația, vă rog să o citiți, este absolut incredibilă, absolut incredibilă. Și o să vedeți că parcă se leagă și cu niște informații, noroc, mulțumesc, așa e, aia e de bine. Frank Herbert cu Dune, care este un alt monument. Deci au fost mari scriitori de literatură de anticipație care merită foarte multă atenție și chiar o recitire în contextul acestor descoperiri din fizica cuantică. Bun. Iarăși mergem către o foarte falsă opoziție. A amintit-o Florin foarte puțin. Deci prima am stabilit religie versus știință. Cunoașterea s-a păstrat oricum. Bănuiesc că la momentul respectiv era nevoie de a face parte ezoterică, ritualică, așa fel încât lumea să priceapă și să facă și să fie cu minte. Sigur că aici sunt foarte multe de spus, dar repet, nu vreau să intru. Fiecare dintre religiile, chiar cele abrahamice, au fațeta lor ezoterică. Islamul are sufi, o minunăție de filozofie, iudaismul, desigur, cabala și tot zoharul și toată învățătura lor excepțională. Noi avem isihasmul, catolicismul a avut foarte multe, inclusiv ordine cavalerești, societăți secrete, unde lucrurile s-au păstrat de la templieri, cavalerii de Malta și așa mai departe, dar nu asta face parte din prezentarea noastră. Bun, deci a doua falsă manipulare în care noi suntem duși, om versus robot. Inteligența artificială. Vin roboții peste noi, vine Robocop, vine ăla, soldatul perfect, cum se cheamă. Bun. Mașinile care gândesc, care ne nimicesc, care... Da, ok, perfect. S-ar putea să o și facă. Pentru o bună parte din umanitate. Că așa e figura, așa e jocul. Noi însă avem două emisfere, emisfera stângă și emisfera dreaptă.
suntem cel puțin ființe trinitare. Emisfera dreaptă este a intuiției. A fost nevoie să se dezvolte emisfera stângă a rațiunii, a acumulărilor. A fost nevoie de un țap ispășitor pentru asta, care a fost René Descartes, păcat. A fost un mare filozof. Je pense donc, je suis. Dar avem emisfera dreaptă, care este chemată să se activeze. Avem lanțurile de catene de din ADN-ul nostru, care nu este ADN rezidual, este ADN neactivat. Trebuie să-l activăm. Trebuie să plonjăm în noi, în mod cuantic, să ne descoperim forța, creativitatea și intuiția. N-avem de ce să stăm la aceeași masă cu roboții și cu inteligența artificială. Ne putem folosi de ei, fără doar și poate. Deci, acum vorbim în abrevieri. AI, inteligența artificială, machine learning, ML, Internet of Things. Ca orice etic, ce se respectă. Poftim? Ca orice etic, ce se respectă. Să spun în interiore puține ceva. Nu? Bun, sunt ok, sunt astea. Vedeți bine, scandalul cu Facebook. În spate este o mașinărie uriașă de machine learning. Acum, dacă vă amintiți, a trecut foarte neobservată, că cu asta termin, cu Zuckerberg, care era realmente speriat în Senat. A fost o știre și a fost o mare ceartă între el și Elon Musk, dacă vă amintiți. Elon Musk, cearta a fost de faptul că mașinii, că anul trecut în orice caz, când a tras heblu, că deja nu se mai înțelegea, deci nu mai puteau să înțeleagă limbajul între în mașini, da? Și își formaseră propriul lor limbaj, a trebuit să închidă treaba. Bun. Deci, trebuie să stăm acolo? Eu zic că nu. Emisfera dreaptă este un loc minunat al creativității. Este un loc al principiului feminin, înțeles în sensul său profund. A tot ceea ce înseamnă complementaritatea yin și yang, care întregesc cercul între femeie și bărbat, ceea ce ne duce la a treia manipulare îngrozitoare, lansată la începutul secolului al XX-lea cu mișcarea sufragetelor, care continuă, din păcate, și în ziua de astăzi, într-un mod absolut grotesc, și anume egalitatea femeii cu bărbatul. Femeia și bărbatul nu sunt egali, sunt complementari, nu există egalitate, nu avem aceeași menire, nu avem aceeași misiune. Îmi amintesc chiar de ceva foarte nostim. Mă bucur să am alături de mine pe prietenii mei rotarieni. Eu fac parte din Rotary de 20 de ani, din Clubul Rotary. Și la vremea când am fondat în București Clubul Curtea Veche, Rotary Curtea Veche se numea atunci, în 98, iată 20 de ani, am fost prima femeie președinte fondator de Club Rotary din Europa de Est. Și pe atunci nu aveam districtul nostru, țineam de Zürich. Și m-am dus, mă rog, să discut cu cei cu care urma să facem cartare, atunci și niște chestiuni. Eram la Zürich. Și cel care s-a ocupat de România, un elvețian așa înalt, și zice, hai să te prezint. Și mă duce într-un alt birou. Look at her. She is a woman. Și în momentul ăla m-am uitat, zic, yes, that's right, last time I checked. You are right, I am a woman. Da? Desigur că aici o discuție foarte amplă și știți, par așa vag ipocrită când afirm aceste lucruri, în sensul în care am condus un business. Da, dar nu e minunat, putem aduce un aport extraordinar în toate, fără numai să nu uităm niciodată că putem aduce aport de creativitate, de compasiune, de cu totul alt tip de energie. Nici pe departe să imităm energia masculină. Da? Deci eu, Mario, am văzut în business toate categoriile de femei, de la femeia comisar până la femeia pussycat, ambele îngrozitoare, pentru că nevalorificarea, vrând să fim altceva decât suntem, restul nu mai continui, că cred că știți. Da? Deci yin și yang e de fapt treimea, pentru că sunt cei doi embrioni ascunși, care sunt într-un cerc, care au o dinamică și o evoluție. Șamanismul, sigur că da, inclusiv cel peruvian cu care am rezonat eu la un moment dat foarte mult, ne vorbește despre
armonizarea cu tot ceea ce este viu, de la mama Gaia până la cosmos. De-al minter, toți marii fizicieni, să știți, și toți marii savanți au avut în spate o zonă de spiritualitate. În momentul înnobilării, Niels Bohr și-a pus pe scut simbolul Yin și Yang. Când a fost înnobilat, pe scutul de nobilare, pe scutul familiei sale, a făcut 4 vizite în China, dintre care 2 în Tibet. Fridtjof Capra, nu mai vorbim. The Tao of Physics, despre ce vorbim? În spatele lui Einstein a stat de asemenea un mare maestru spiritual, este o informație mai puțin judevă, și anume pe numele său Peter Deunov, care a fost maestrul lui Ivan Hov. A stat alături de el, l-a sprijinit, l-a ajutat foarte mult. Deci, nu se poate accesul la o astfel de cunoaștere fără să nu fie dublat de ceea ce suntem noi în integralitatea noastră, nu numai ca și trupuri fizice, ca și minți. Florina a amintit puțin legătura minte și inimă. Să știți că drumul de aici până aici este unul dintre cele mai lungi drumuri pe care îl trebuie. Ar fi bine să-l facem, dar e lung, să știți. Nu m-am putut stăpâni nici de această dată. Tao Te Ching, cartea căii și a puterii, circa 600 Lao Tzu ne spune că mergând pe calea lumii, lucrurile se acumulează. Mergând pe cale, Tao, lucrurile se împuținează. Prin împuținare se ajunge la nimic, adică la sursă. Minunat! Și acum intrăm așa un pic ușor-ușor într-o zonă foarte pe scurt, să știți că ne apropiem chiar de final. Veste bună, nu-i așa? Dacă ne uităm așa un pic la științele vechi, la cea mai veche medicină din lume, Qigong, la medicina chineză, la cele 12 meridiane, ne vorbesc despre 12 meridiane, 6 Yin, 6 Yang, despre funcționarea astăzi, neurologii postulează funcționarea cuantică a creierului nostru. Un alt mare fizician, Jim Al-Khalil, are niște filme fabuloase. Jim Al-Khalil, nu avem flipchart aici, este la Cambridge, e un mare popularizator de știință. Vă recomand 2 dintre filmele sale să le vedeți. Unul se numește Gravity and Me, în care vorbește despre gravitație, despre legătura între gravitație și timp, atenție mare. E absolut fabulos, inclusiv despre premiul Nobel pentru fizică luat anul trecut pe punerea în evidență a undelor gravitaționale de acel echipament LIGO din Louisiana, din Statele Unite, de către echipamentul LIGO. Și al doilea film este The Quantum Biology, biologia cuantică, în care el împreună cu mai mulți cercetători, demonstrează că la nivel molecular funcționăm cuantic. Enzimele fac schimburi prin entanglement între ele. Deci noi suntem cuantici, noi funcționăm la nivelurile noastre profunde cuantic. Dar și la nivelul exterior, telepatia e unul dintre una dintre explicații. Epigenetica, noua biologie moleculară. Kazuo Murakami, profesorul Murakami, a luat premiul Nobel pentru medicină, a fost un mare genetician, a scris o carte absolut fantastică, se numește Codul Divin al Vieții, a apărut și la noi acum vreo 2-3 ani, este excepțională, vă recomand, în care ne spune cum ne putem influența ADN-ul, da? El, mare genetician, da? Iar numerele ne vorbesc foarte mult despre viață. Da? Aici este spirala care se deduce din faimosul șir al lui Fibonacci, floarea vieții, solidele platoniciene. Totul este despre numere, despre viață, despre ordine, de ordine subtilă. Ritmurile vieții se scriu așa. Da? Acesta este Fibonacci, secolul pe la 1200, un matematician florentin a descoperit un pattern. Da? Această spirală care se găsește în floarea soarelui, în nautil, în implantul de păr, să știți, care pornește din creștetul capului, el urmează fix spirala și șirul lui Fibonacci, omul vitruvian, floarea vieții, simbol pe care îl găsim în toate marile culturi,
Exact în forma asta, sigur, el se multiplică către alte forme geometrice, solidele platonicene. Este simbol solar, care se găsește și la noi pe toate porțile Maramureș, să știți. Peste tot găsim acest, în Egipt, în absolut oriunde pe planetă, floarea vieții se găsește. E acolo. Și cu asta o să mă apropii de sfârșit aproape. Am ales arborele sefirotic, cel simplu, cu 10 sefiroți, pentru că el oglindește cel mai, nu știu cât se vede, dar credeți-mă pe cuvânt, care vorbește, deci repet, prezentarea mea nu are absolut nimic de a face cu nicio religie, nu face nicio pledoarie pro domo pentru nicio religie. Deci ca să ne înțelegem de la... cred că am mai spus asta, dar vreau să o subliniez. Dar ceea ce este... De ce am ales stare și de la Beamer? Aia, ce am făcut? Care e ăsta de aici? Nu, gata, haide că nu, uite, arăt degetul. Deci, de ce am ales ca reprezentare vizuală? Pentru că este ceea ce vreau să spun, este cu care vreau să închei această prezentare și această despre pledoaria mea despre evoluția spirituală și despre instrumentele pe care le avem în noi. Dacă observați, arborele acesta sefirotic e numit arborele vieții, atenție, nu arborele cunoașterii binelui și răului, este arborele vieții, da? Are un ax central și două axe laterale, da? Două canale laterale. Este extrem de interesant că în vechiul, când hindușii ne învață că în coloana noastră vertebrală avem un canal pe care îl numesc canalul Sushuma, unde la baza, în osul sacru, să-i spunem, noi spunem pe românește, în noadă, stă acolo încolăcită o energie care, pe măsură ce noi evoluăm, ea crește, se numește energia Kundalini sau șarpele Kundalini. Ăsta e simbolul medical, nu veninul și prosteala. Iar tot de aici, așa, pornesc două canale, canalul feminin și canalul masculin, Ida și Pingala, care se intersectează în trei locuri. Pe canalul Sushuma, și anume în zona lombară, în zona dorsală și în zona cefei. Și ne întrebăm, oare, de ce oamenii se blochează atât de mult și fac atât de ușor sciatică, spondiloză? Cred că s-ar rezolva mai ușor dacă s-ar mai centra un pic, da? Poftim? Păi da, blocajele. Că suntem maiștri auto-limitărilor și autoblocajelor. Fix, fix așa, fix așa, cum spuneți, exact. Ei bine, în momentul în care... Dar de ce am ales aici? Deci, după cum știți, aici este simplu. Este, aici suntem noi. În cabală îi se spune sediu, adică malcut, pământul, este simbolizat de pământ. Sediul oamenilor perfecți, adică în momentul când ești acolo, ești ca pentru un bloc start și începi să urci, manifestând virtuțile care sunt reprezentate de fiecare dintre sefiroți, cei 10 cel puțin, e asimilat pământului. Următorul însă sefirot, că aici de fapt vroiam să ajung, este luna. Se numește Yesod. Și l-am citat pe Mihail Omram Ivanhov, un mare învățat, un mare învățat spiritual și un mare cabalist în același timp. A fost contemporan cu noi până la un punct, a trăit în 30 și ceva în Franța, născut în Bulgaria, a trăit în Franța, unde și-a propagat învățăturile care sunt foarte frumoase și foarte, te îmbogățesc foarte mult. Luna, care aparține sferei lui Yesod, este astrul magiei. Acela care dorește să posede adevărata forță magică, o poate face prin puritate. Puritatea este cea mai mare forță magică, fiindcă prin Yesod avem acces la marile mistere. Sunt 22 de căi de cunoaștere care pornesc de jos, împărăția, oamenii perfecți, pământul, apoi începem să urcăm. El este foarte interesant străjuit de alți doi sefiroți. Unul este slava, stânga este arhanghelul Rafael și dreapta este arhanghelul Mihail.
Deci, Mercur și Venus, eu nu știu astrologie și nu mă pasionează foarte tare, dar în orice caz sunt asimilate feminității. Venus, cel puțin, este asimilată feminității. Sunt cele, e soț și luna, este luna și se mai numește și fundamentul și este atribuit Arhanghelului Gabriel. Vă reamintesc că Arhanghelul Gabriel este cel care poartă veștile bune, da? Numai că el există și în Coran, există și în Vechiul Testament, nu numai în, la noi, în Noul Testament, și cel care o anunță pe Maica Domnului, da? Este purtătorul de vești, da? Binevestitorul, cum se mai spune. În Coran i-a dictat Coranul lui Mahomed, apare sub numele de Gibriel sau Gibriel, Arhanghelul Gibriel. El este mesagerul. Deci este extraordinar de important să înțelegem mesajele care ne vin de sus ca să purtăm urca în sus. Asta a fost, de fapt, am vrut să ajung. Luna este încă în dualitate, dar nu am auzit de multe ori exprimarea de genul să trecem de Iesod. Nu, să asimilăm pe Iesod, să asimilăm principiul feminin, fie că suntem femei sau bărbați, atenție mare. Aici nu discutăm în termenii noștri terestri, discutăm în termenii evoluției spirituale, în a ne folosi în totalitate capacitatea și Florina ar spune și corpul calos, corpul de legătură între cele două emisfere pe care le avem. În momentul când manifestăm aceste virtuți în cele patru vârste ale omului, urcând până la Keter, coroana, și putem urca într-o viață de om două universuri. Așa se spune. Așa se spune în științele spirituale. Și atunci, urcând, vom putea găsi eliberarea sau libertatea sau bucuria. Ne vom putea regăsi puterea interioară la modul ei deplin, plenar și frumos. Pentru că toate porțile ne sunt deschise odată ce devenim întregi și stabilim legătura între pământ și lună, la modul metaforic vorbind, în care unim și devenim ființe întregi. Și am să închei, v-am zis că am vrut să dau la teatru, am și dat. Unul dintre marii poeți francezi, care mie mi-au plăcut foarte mult, eu am făcut multă franceză, să știți, și eram generația că așa e comme il faut, și mi-a plăcut foarte mult poezia simbolistă, poezia mai puțin genul romantist și ce a fost înainte. Am avut și o întâmplare extraordinară, am făcut 8 ani la o școală particulară de franceză, la Madame Vledesco, și în liceu se băteau profesorii de franceză, de engleză, de română, să fie la astea speciale, căci eram mai deștepți. Și am avut o teză, mi-amintesc și acum, din La Comédie Humaine de Balzac, sunt 20 de volume, o hemoragie de cuvinte, ceva infernal. Totuși, având pretenția că pot citi și cartea de telefon, am citit. Și teza a fost din La Comédie Humaine, să facem așa o analiză, teza mea a fost de o pagină, am identificat 20 și ceva de caractere, femeia pierdută, verișoara săracă, baronul cartofor, în sfârșit, personajele, și am spus, în rest, La Comédie Humaine înseamnă combinări de N luate câte M din toate aceste personaje, plus tone de cuvinte. Profesorul se uită așa și zice, auzi, ce înseamnă asta, combinări de N luate câte M, prin permutări? Eram atunci și am explicat, în sfârșit, dar deci trecând peste această hemoragie de cuvinte, Franța a dat lumii mari scriitori și mai ales mari învățați spiritual și pentru spiritual și pentru cei care vor să mai citească mai mult, l-a dat și pe Jules Verne. Apropo de Jules Verne, ce invenție lipsește? Lui Jules Verne? Mhm. Da, și altce mai ce? Computerul. Computerul în sine. Despre Jules Verne se zice că se zice. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu, vă spun și eu dumneavoastră ce am aflat de la cineva, chipurile bine informat, se spune că ar fi două manuscrise care sunt păstrate în mare secret la Biblioteca Academiei și familia urmașilor, nici în ziua de azi n-au îngăduit publicarea lor. Dacă e adevărat sau nu, mă rog, sună teoria conspirației puțin, și că una dintre cărțile lui,
publicate, nu știu, care, nici asta nu se știe, are finalul schimbat de către editor. Care, ce pot să vă spun însă cu certitudine este că împreună cu o companie care se este din domeniul GIS, ESRI, acum 6-7 ani, în sfârșit, când a fost anul Jules Verne, 200 de ani, cred că de la nașterea lui sau ceva așa, prin măsurători și prin teledetecție am încercat să aflăm locul adevărat al castelului din Carpați. Nu este acolo unde l-a spus Jules Verne, da? Este mai aproape de Bran. Prin măsurători, urmând indicațiile lui Jules Verne din carte. Da, foarte interesant. Deci, dând către Notre-Dame la France ceea ce aparține, a fost, sigur, sunt romane monumentale, e multă știință spirituală și în Franța, care a apărut mai ales după ce s-a terminat marele carnagiu al revoltei și consecințele lui. Cumva aici a fost o mare legătură cu România, cei care vor să parcurgă mai mult sau să afle mai mult, spun doar două nume, Vasile Lovinescu și René Guénon. Dar am să închei aici, că să nu pot să vă țin până mâine cu povești, să știți, n-am nicio problemă. Nu știu cât a trecut de când. A trecut o oră? Aoleu, gata, terminăm acum. Unul dintre poeții mei favoriți este Baudelaire. Baudelaire are un poem, un fel de poem manifest, care se numește Albatrosul, în care, sigur, este vorba de prejudecata marinarilor, că dacă le cădea un albatros pe corabie și era rănit, era un semn rău. Am să vă recit însă finalul acestui poem, pentru că mi se pare foarte emblematic pentru ceea ce vreau să transmit ca mesaj, pornind din această călătorie de la fizica cuantică, de la postulatele științei, care confirmă, de fapt, științele spirituale, atâta cât am avut timp să demonstrez într-o oră, dar sper că v-am deschis niște căi de cercetare pentru fiecare mai departe. Și ultimele două strofe sunt așa. L'albatros est semblable au prince de nuée qui entre la tempête et surit de l'archearche este fulgerul. Da? Exilé sur le sol, au milieu de nuée, ses ailes de géant l'empêche de marcher. Și vă doresc fiecăruia dintre voi zbor lin cu vânt din spate, să zburăm. Mai spun un singur lucru și gata, și mă opresc aici. Sigur că lumea în care trăim n-arată bine, da? O vedem cu toții, da? Din niciun punct de vedere. E multă lume, e sărăcie, război, foamete, lideri care își încordează mușchii, zone în care nu se mai termină carnagiile, deci nu arată bine, clar. Deci trăim într-o lume în care lucrurile nu sunt în regulă. Nici la noi nu arată bine. Sau, mă rog, poate așa trebuie să fie, nu știu, nu discutăm asta. Dar ceea ce este foarte important este că albatrosul ne învață că salvarea fiecăruia este individuală. Nu mai suntem pe vremea lui Moise să ia lumea după el, să-i traverseze deșertul Sinai în 40 de ani ca să se ducă două generații, ca să priceapă monoteismul. Da? Nu mai suntem nici pe vremea creștinismului timpuriu, când păstorul și turma sa, dacă vă amintiți, asta era și este exprimarea. Nu. Fiecare dintre noi trebuie să, sau este bine să facem călătoria interioară, care ne va ajuta apoi să facem o călătorie exterioară excepțională în viețile noastre. Salvarea nu e în afară, este în noi. Și cu acest mesaj aș vrea să termin și să vă mulțumesc pentru atenție și sper că nu v-am plictisit prea mult. Asta a fost. Îi mulțumesc mult, Mihaela. Ca de obicei, întâlnirile noastre sunt limitate de timp și de, ne tot propunem. Nu, ne tot propunem să facem întâlniri într-un mediu în care după o întâlnire de genul ăsta, după o primă prezentare, să mergem să bem o cafea, să stăm la în grupe, după care să ne întoarcem la o altă combinație, într-un fel de, hai să zicem, măcar un weekend împreună. Pentru că sunt foarte multe unghiuri, sunt persoane pe care încerc să le aduc aici la Cafeneaua Complexității Brașov, care au ceva de spus, care de obicei nu apar foarte frecvent într-o anumită formă de prezentare, să zicem, media,
dar care împreună ar putea crea acel cadru care, într-un fel sau altul, amintindu-l pe marele nostru matematician, logician, Anton Dumitriu, ne propune următoarea idee. Românului nu lipsește idealul, mărimea lui e problema. Deci fără un ideal comun, de nivelul ăsta, ca să putem integra informația prin fiecare, ca parte dintr-un puzzle în formare, nu ne putem declanșa ca să începem zborul care este absolut individual. Oricum, am trecut repede peste niște lucruri, dacă sunt întrebări, discuții. Păi acum, deocamdată ne cerem scuze, o să facem, mulțumim celor care ne-au urmărit pe internet în momentul de față, sper că tema respectivă, așa cum ne-am obișnuit deja, suntem la 6-a întâlnire a Cafenelei Complexității în Brașov, înregistrarea va fi disponibilă pe YouTube, pe canalul nostru CSC România, peste 2 sau 3 zile. Acum se poate relua imaginea de pe YouTube, unde a fost și transmisă, pe canalul, nu YouTube, pe Facebook-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook, puteți să o revedeți eventual. Vă mulțumim că ne-ați urmărit de la distanță. E avantajul tehnologiei că nu contează în ce spațiu sunt în minte, suntem împreună și mai departe vă invităm să și reacționați. Vă așteptăm întrebările, vă așteptăm propunerile. Pagina respectivă are și elemente de comentarii. Mai difuzați și noastră mai departe informația astfel încât să putem să beneficiem de această expertiză în comun și să aducă fiecare contribuție la un întreg. Vă mulțumim mult încă o dată pentru că ne-ați urmărit. Sponsorii acestor, o să-l rog pe prietenul meu, două clipe dacă pot să vii încoace, pentru că totuși colaboratorul și nașul acestei emisiuni este Viorel. Da, vreau să mulțumim neapărat hotelului Cubix, care ne-a asigurat acest ambient. Firmei Lingeman, care este alături de noi, din păcate, sunt foarte ocupați. Asta e prima seară când nu au un reprezentant. Și, bineînțeles, Asociația Nicolae Titulescu, care asigură transmisia și, bineînțeles, voi Andrei cu echipa lui, care ne asigură această super calitate a imaginii și sunetului. Mulțumesc!